Ștefan Hrușcă și-a expus foarte rar spre deloc familia. Puțin știu amănunte despre viața lui în Canada sau despre soția și cei doi copii ai lor, mai ales că locuiesc de 33 de ani departe de țară. Steven și Andra iubesc muzica la fel ca tatăl lor, însă au ales cu totul alte cariere decât artistul supranumit cel mai iubit colindător român. În trecut, Ștefan Hrușcă dezvăluia că cei doi copii ai săi sunt talentați la muzică. Steven Hrușcă, în vârstă de 32 de ani, este pasionat de muzica rock și are o trupă, însă de meserie este programator. La rândul său, Andra Hrușcă iubește colindele, însă este pasionată de știință și lucrează deja cu cele mai luminate minți din Canada. Tânăra, în vârstă de 23 de ani acum, seamănă leit cu tatăl său. Este blondă, cu ochi albaștri și studiază neurobiologia în Canada, la Campbell Neurocognitive Aging Lab, un laborator care se concentrează pe studiul creierului și al proceselor mentale care au loc pe măsură ce îmbătrânim. Sunt studentă în anul al treilea la licență, urmărind o diplomă cu onoruri în neurobiologie la Brock. Sunt recunoscătoare să fac parte atât din laboratorul DR, Campbell, cât și din laboratorul VCN al DR, Emrich, unde o asist pe Rosa, doctorandă, în studiile sale EEG. Îmi place foarte mult să fiu implicată într-o astfel de atmosferă inspirațională. Consider că munca de asistent de cercetare este un prim pas esențial pentru a-mi susține curiozitatea și pentru a obține o înțelegere mai profundă în domeniul cercetării neuroștiințifice. Sunt încântată să aplic ceea ce învăț în laborator în viitoarele mele demersuri academice, în special pentru a explora interesul meu privind modul în care experiența influențează procesarea informației și comportamentul.